Vă salut prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin, pentru cei noi, din câte am înțeles că acest vlog se distribuie sau vlogurile mele legate de Survivor care le-am făcut câștigători și așa mai departe se distribuie și în grupurile de Survivor pentru asta, vă mulțumesc doar că cei care mă susțin de la puterea dragostei știu și de Instagramul meu CULISE TV. De asemenea, vă invit și pe dumneavoastră să intrați pe Instagram, cei care aveți Instagram, să mă urmăriți. Instagramul este CULISE TV. Și aici puteți vedea cu o oră, două înainte, chiar trei ore înainte, o să postez cu ce echipă va câștiga în ziua respectivă. Nu are rost să fac vloguri dinainte, pentru că apoi se încurcă și e cel mai ok să postez pe Instagram cine va câștiga în ziua respectivă. Așadar, nu uitați să intrați pe Instagramul meu cu TV, să dați urmărire și sunteți la curent cu tot ceea ce se întâmplă și în emisiunea Survivor. Acum, dragii mei, vreau să vorbim puțin din gala din data de 31 ianuarie 2021. Se pare că sunt ceva modificări și de data asta. Sunt anumite lucruri pe care eu sincer vă spun nu le înțeleg. Poate mă faceți dumneavoastră să le înțeleg, lăsându-mi un comentariu acolo. Pentru mine comentariile contează foarte mult și mă ajută să îmi dau seama, probabil eu sunt mai îngust la minte și nu înțeleg anumite lucruri. Se pare că în gala din data de 31 ianuarie 2021 cuplul săptămânii a ieșit Mădălina și George și nu a ieșit cuplul Alexandra și Codruț. Acum, de ce mă mir acest lucru? Cum se face că Alexandra și Codruț sau Alexandra singură este mult mai susținută decât este Mădălina? Cu toții știm că George a îndreptat toți susținătorii lui spre Mădălina. Cristian Comonici a îndreptat toți susținătorii lui spre Mădălina și cei doi cred că au destui concurenți. Mădălina are și ea susținătorii ei și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum se face că Alexandra mereu iese favorită, dar de data aceasta nu ia premiul ca și cuplul săptămânii. Făceți-mă și pe mine să înțeleg, probabil o să mai îngust la minte. Ori staful se joacă așa pe față cu noi și ne arată pe față că nu țin cont de voturile noastre, ori altfel, sincer vă spun, nu mi explic, pentru că teoretic, detașat, lejer, la cum este Alexandra votată săptămânal, ar fi trebuit să câștige cuplul săptămânii fără niciun fel de emoție. Ca dovadă, ea nu a câștigat cuplul săptămânii, cuplul săptămânii l-a câștigat George cu Mădălina, deci... Încă o dată staful Canal de ne arată că se fac manevre mari de tot la voturi. Dragii mei prieteni, ce să mai vorbim, ce să mai zicem, favoriți sunt Alexandra și Marinescu, bineînțeles ne-am obișnuit cu acești favoriți, cred că or să rămână bătuți în cuie și ce să credeți, ce să vedeți, propuși spre eliminare sunt Diana și Alexandru, băiatul ce va intra nou în această săptămână în emisiune, iar cecul sau premiul este câștigat, pentru că se știe, în această gală se dă banii celor acelui cuplu, iar premiul este luat de Marinescu, iar Diana părăsește emisiunea Puterea Dragostei. Acum, așa cum v-am promis, vreau să vorbim puțin și despre emisiunea Survivor, vreau să lăsați în comentarii dumneavoastră pe cine susțineți. Eu mi-am expus de la început părerea, eu susțin faimoșii, iar de acolo susțin pe Jador și pe Culiță Stel. Mi se par cei mai ok și până la urmă mi se par persoanele care au adus cele mai multe puncte la echipă. După cum bine vedeți aici, am și eu un clasament a o statistică pot spune a meciurilor de la faimoși unde se pare că Elena este pe primul loc. Are 7 meciuri jucate 6 victorii și decât o înfrângere doar are meciuri puține Jador are 11 meciuri jucate 8 câștigate 3 înfrângeri iar cu liță 13 meciuri jucate 10 victorii și o înfrângere. Restul listei vă las dumneavoastră să o citiți aici este lista făcută la zi, mă repet la Georgiana unde vedeți aici 5 meciuri jucate, 4 victorii, este per total lista. Deci vreau să lăsați și dumneavoastră în comentarii și să-mi spuneți pe cine susțineți dumneavoastră. Și acum o să vă spun și echipa câștigătoare pentru că de asta probabil ați intrat să ascultați și vlogul meu. Din câte am înțeles eu, în seara aceasta. Dacă din sursele mele și dacă nu sunt mințit, se pare că până acum nu am fost mințit și ceea ce v-am spus a fost real, menționez că sursa nu este de acolo, din interior, este cineva din exterior care îmi dă sursa, el la rândul lui preia din altă parte și de asta am decis ca să-mi dea pe zile pentru a nu face tot felul de încurcături la fel cum am făcut și cu concurentul din Casa Puterea Dragoste, am uitat să menționez că el va intra săptămâna asta, adică de luni încolo, pentru că automat, fiind concurent nou, trebuie să facă carantină venind din altă țară. Dar să revenim la oile noastre la Survivor, din câte am înțeles în această seară, Jador va fi decisiv pentru echipa Faimoșii și premiul sau echipa câștigătoare în această seară va fi echipa Faimoșilor. Dragii mei prieteni, cam atât despre faimoși, cam atât despre puterea dragostei. Eu acum o să vă arăt și cum vă puteți alătura canalului meu de YouTube, pentru că persoanele alăturate văd în premieră clipurile, iar abonații le văd la două sau trei zile după diferență. Iar acum, dragii mei prieteni, ca să puteți vedea în premieră clipurile care le pun pe canalul meu de YouTube și să vă alăturați, trebuie doar să scrieți aici în bara de căutare, să intrați și să scrieți Culise TV, o să vă apară aici canalul Culise TV, trebuie doar să apăsați pe acest buton alătură -te. iar în momentul în care o să vă alăturați canalului, o să vă apară aici anumite locuri unde doriți dumneavoastră să vă abonați. Vedeți, este un pachet pentru toată lumea, zic eu, 9,99 de ron, adică 9 run, 10 ron pe lună, mă gândesc că nu este o sumă chiar atât de mare. Este apoi adevărații abonați unde se pot alătura canalului cu suma de 15 ron, iar the best, adică cei mai buni care se pot alătura canalului, este vorba de suma de 20 de ron. Aici mă puteți susține dacă doriți, puteți susține și canalul, după cum bine v-am spus și în vlogul trecut, banii nu-i opresc eu, banii merg strict la o anumită parte din copiii orfani și copiii cu dezabilități. Dragii mei prieteni, dacă doriți să vă alăturați, vă aștept cu mare drag, iar țin să menționez că persoanele alăturate or să... O să vorbesc cu ei și pe Instagram, păreri, sfaturi și așa mai departe. Dragii mei prieteni, cam acesta a fost vlogul în mare. Dacă doriți să-l distribuiți, mă ajutați foarte mult. Numele meu este Alin și vă doresc multă sănătate și numai bine. La revedere!